o veste uluitoare ne vine din presa europeană, dacă nu fi cumva un fake news. Ce aflăm? Că președintele Klaus Iohannis va demisiona înainte să-și încheie mandatul. De ce? Pentru că, în conformitate cu această știre, el ar urma să ocupe poziția de secretar general NATO. Ori această poziție se ocupă înainte de sfârșitul mandatului Iohannis. Vom avea, deci, cumva, alegere anticipată, e prima întrebare. A doua întrebare, ce job va mai avea Mircea Geoană? Pentru că nu o să putem să avem și secretar general NATO, și secretar general ajun NATO, și încă nu știu câți înalți funcționari NATO, că dar n-a luat România tot NATO. Sau, încă o dată întreb, o fi vorba de un fake news?